Gânduri și sentimente. Condurarul Ioana. Privesc în jur și mă mir. Lume grăbită. Lume care parcă nici nu mai bagă în seamă natura, cerul. Sunt grăbiți? Indiferenți? Pasivi? Nu știu. Parcă totul nu are nicio noimă. Parcă se vrea cu din adins ca lacrima să fie prezentă pe o frunză în cădere. Gândesc profund, privind copacii aliniați care stau ca niște soldați în așteptarea potopului. Și voi sunteți îngrijorați? Zboară un cuvânt spre cerul fumuriu, iar pașii merg nici ei nu știu unde. Doar o bancă pustie îmi e loc de popas în timp ce vântul aleargă bezmetic printre ramurile copacilor. Așa o fi și cu oamenii care aleargă după nimicuri. Aud o voce interioară. Zâmbesc. Și totuși, e lumea din care fac parte. Spun în timp ce mă răzgândesc și parcurg în grabă, cu pași repezi, drumul de nivelat pentru a ajunge acasă. Dezamăgire? Mirare? Nici eu nu înțelegeam. Însă o gheară parcă mă prinsese în strâmtoarea sa. Deschid ușa cu repeziciune și mecanic dau drumul aparatului de radio, așezându-mă pe un scaun. Închizând ochii, savuram melodia care răsuna atât de frumos în cameră. Și totuși vine toamnă, Tatiana Stepa, o poezie a marelui poet Adrian Păunescu. Deodată, nimic parcă nu mai era în jur. Melodia răsuna ca o vioară a inimii. Acordurile mă purtau undeva departe, într-un alt veac, într-o altă legendă. Doar într-un târziu, doar am observat cum luna îmi bătea în geam într-o liniște desăvârșită. Ascultam ticăitul ceasului din perete. Ce lume, ce noapte, ce toamnă. Gânduri și sentimente într-un anotimp al speranțelor pierdute. Sentimente și gânduri cuprinse într-un căuș al inimii. Și totuși, orice secundă, orice zi merită prețuită și trăită din plin. Thank you.